Oare există o prăjitură mai simplă decât brownie? Eu nu cred că există o prăjitură mai simplă decât brownie. Așa că ce credeți? Astăzi facem brownie, iar pentru această rețetă avem nevoie de ciocolată, făină, ouă, esență de vanilie, zahăr și unt. Atâta tot. Primul lucru pe care trebuie să-l facem la această rețetă este să topim ciocolata pe baie de aburi împreună cu untul. Așa că punem aici untul într-un bol pe care l-am pus deasupra unei crăticioare cu apă. Adăugăm și ciocolata și nu mai facem nimic. Lăsăm să-și facă treaba. O să amestecăm puțin mai târziu, după ce începe așa să se topească un pic untul împreună cu ciocolata. Mai departe, tot ce avem de făcut este să spargem ouă într-un bol, să le mixăm cu zahărul și esența de vanilie, adăugăm făina și cam asta ar fi rețeta. Este foarte simplă, este delicioasă, bineînțeles că este o prăjitură pentru iubitorii de ciocolată. Adaug și zahărul, pun și esența de vanilie și mixăm totul bine, bine, bine de tot până își dublează volumul sau se deschid la culoare. Ciocolata s-a topit, arată atât de bine, doamne, este atât de fină, abia aștept să fie gata această prăjitură. Turnăm aici peste ouăle pe care le-am mixat împreună cu zahărul și esența de vanilie. Mai amestecăm puțin ca să omogenizăm toate ingredientele. Adăugăm și făina. Am mai zis o dată că abia aștept să iasă prăjitura asta din cuptor, dar mai zic încă o dată, abia aștept să iasă prăjitura asta din cuptor. Avem nevoie de o tavă tapetată cu hârtie de copt, adăugăm aici aluatul, compoziția mai degrabă. Totul intră la cuptor la 180 de grade, undeva la 30 de minute, până se formează crusta aceea super crocantă de la brownie. Ce bunătate am făcut aici! A crăpat exact cum trebuie să crape o prăjitură brownie. Extraordinară, arată atât de bine. Abia aștept să o tai să-i văd interiorul, pentru că trebuie să fie umed, ciocolatos, nu ca la negresă, unde trebuie să fie pufos și să mâncăm mai mult, cum să zic, blat așa la negresă cu glazura aia pe deasupra. Brownie este diferită, are interiorul ca și cum ar fi crud, dar nu este, să nu vă speriați, așa trebuie să fie prăjitura. Este perfectă, este umedă la interior și a făcut această crustă crocantă pe deasupra, exact cum trebuie să fie o prăjitură brownie. N-am ce să spun, a ieșit fix ce trebuia. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș, să faceți această rețetă, pentru că este delicioasă. Mmm, e atât de bună!